protestați aici. Pentru ce? Că am dovedit că există un grup infracțional organizat. Și DICOT, și DNA, și parchetul în alte curți de casație și justiție. De 2 ani și jumătate. Știe și președintele țării. Motivul? Practic am fost deposedat prin violență de un imobil. Am o executare silită, o ordonanță de executare silită de 4 ani și jumătate, care nu a putut și nu poate fi pusă în executare, ca urmare a cârdășii efectiv dintre oamenii din justiție, și mă refer aici... Justiția brașoveană, nu? Deci, vă spun, în tribunalul Brașov e o șerpărie. La curtea de apel sunt și acolo niște probleme, dar vă spun, ceea ce se întâmplă în tribunalul Brașov este incredibil. Am să vă dau doar un exemplu. Spuneți. Deși există această executare, ordonanță de executare silită, cei de la tribunalul Brașov pur și simplu obstrucționează într-un stil inimaginabil punerea în aplicare a acestei ordonanțe. S-a mers până acolo încât am fost intimidat, luat de pe stradă și amenințat în spitalul de psihiatrie că dacă mai protestez, îmi vor lua viața. Deci, cine vă amenință? Cei de acolo din spitalul de psihiatrie, care cumva nebunește ce vă spun, da. Deci am protestat la Realitatea TV în față, rugându-i să facă publică situația. Le-am documentat cu probe, cu tot. Și ce au făcut? Ori ei, ori poliția, m-am pomenit că m-au luat pe sus, cu forța, și m-au dus și să mă interneze în spitalul. Am avut norocul, odată m-au apucat să mă interneze, a doua oară mi-am făcut analizele. Și când au venit, m-au dus la spitalul de psihiatrie din București, îmi scapă numele acum, și am prezentat actele, altfel erau pregătiți să mă interneze iar. Numele dumneavoastră? Mă numesc Tău Teodor Alin și foarte mult mai multe relații probe puteți găsi pe Facebook pe adresa Tău Teodor din Bran, localitatea Brașov. Mi-am vândut tot. Am dat unui pentru o pensiune și uitați în ce situație am ajuns. Familia mea stă pe stradă.